În ultima perioadă, prețul lemnelor pentru foc a crescut destul de mult. Cum nu toate localitățile sunt racordate la rețeaua de gaze, oamenii sunt obligați să găsească alternative. Primarul din Valea Iașului a solicitat sprijinul Ocolului Silvic, însă nu a găsit o rezolvare concretă. Am avut o discuție cu Ocolul Silvic Curtea de Argeș, primarii din zona de acțiune a Ocolului Silvic Curtea de Argeș, și problema este așa. Ar fi lemn de foc de exploatat, cel puțin în zona Curtea de Argeș, dar putem extinde și în tot județul, numai că dumnealor nu au capacitate să exploateze mai mult de un 20% din masa lemnoasă care ar fi de exploatat. Pentru a putea livra la populație lemn la marginea pădurii, undeva la 250 de lei metru cub. Dacă vând acest lemn agenților economici, îl vând undeva cu mai mult, cu 300 de lei pe lemnul pe picior. Or, cel care exploatează nu poate să vândă la populație sub 400. Agenții economici au capacitate să taie toate pădurile țării, că s-a dovedit acest lucru, deci nu e nicio problemă. Este demonstrată. Eu sunt un pic de glumă aici, dar e și o realitate, din păcate. Dar trebuie găsite soluții de a se armoniza aceste lucruri. Prezent la ședința Colegiului Prefectural, deputatul Dănuț Bica a precizat că a încercat să propună o lege care să suspende temporar exportul de material lemnos. Însă aceasta nu a avut sprijinul necesar al colegilor din Parlament. A încercat să suspende exportul de lemn de foc pentru o perioadă de 3 ani. De ce suspendare? Deoarece procedurile europene garantează libera circulație a mărfurilor servicii născut, sunt foarte bine, deci nu se poate face interzicere. Proiectul nostru a pornit de la faptul că în România cam 60% dintre gospodării sunt încălzite cu lemn de foc, că în ultimii 3 sau 4 ani prețul lemnului de foc a explodat la prețul cam de 3 ori, dacă nu mă înșel, și cantitățile de pe piață sunt insuficiente, de aici și creșterea lemnului de foc. Din păcate, proiectul nostru a fost considerat inoportun și vă apelez la colegii economilor de Argeș ca atunci când se va trece la dezbaterea finală și la votul final să se gândească bine, dacă nu cumva, cel puțin pentru cetățenii din județul Argeș, un proiect de lemn. Având în vedere modul haotic de exploatare a pădurilor, chiar și în zona Mușcerului, poate că o perioadă de câțiva ani de oprire a tăierilor ar fi benefică tuturor.